Seara bună, ora de veche, Adrian Sturza și Nicoleta Savi în studioul Epoch Times. Vom vorbi despre virus, e pe buzele tuturor, poate fi peste tot. Uite-l, nu e, nu-l vedem, un dușman invizibil, un dușman care a întors toată planeta, cu fundul în sus, ca să zic așa, un dușman care a oprit planeta, cum spun unii, și un dușman care... Activează la extern, așa, vedem cum face victime pe de-o parte, dar pe de cealaltă parte e o luptă surdă, politică, geopolitică, o ofensivă a două sisteme, China, cea care e de-o parte și cea care pretinde că a terminat cu virusul acolo și că tot ce mai are are de la noi occidentalii, China pe de o parte, marea binefăcătoare în ghilimele a Occidentului, cea care începe să dea bani și specialiști unor țări din Europa, și pe de cealaltă parte noi toți ceilalți care ar trebui să, nu știu ce să facem, și Statele Unite, care ar trebui să fim puțin mai exigenți de alta, dar nu-i frumos să îți pupi călău, că nu e frumos. Bună seara, Adrian! Bună seara! Și iată-ne la încă o emisiune. De data asta nu mai suntem pe baricade. Da. Nu, am că și căutam cuvintele. Adică cum o fi să te pupi pe creștet cu China, de parcă în toată povestea asta care ne-a făcut viața altfel decât a fost până acum, n-ar avea absolut nicio vină. Ar fi virgină. Păi, e foarte interesant că de vreo două zile încoace și eu mi-am pregătit niște... citate, nu, se desfășoară o campanie de PR foarte bună a Chinei. Și agresivă. Agresivă, dar bună. Da. Sunt buni PR-iști. De cam de o săptămână. La noi a ajuns mai greu, că a început cu Statele Unite și cu Europa mai mult. Și vă vedem că continuă încă. Ce fac ei acum este că există un preț foarte mare pentru toată dandana asta pe care a făcut-o. Indiferent dacă virusul ăsta vine dintr-un laborator, din laboratorul ăla din Wuhan sau din alt laborator, de exemplu, dintr-unul din Shanghai, arunc și eu așa 5 cenți aici, n-are importanță, sau dacă l-au găsit într-un liliac, deși partea cu liliacul și cu pangolinul... Săracul pangolin. Deci există un studiu Lancet, făcut de mult, deja de mult, prin, cred că la sfârșitul ianuarie sau pe acolo, care spune că, domne, din piața aia de carne pe care, care e considerată focarul principal al infecției sau unde, locul în care a apărut nebunia asta, ăștia de la Lancet spuneau, da, n-am găsit încă pacientul zero. Pacientul zero e considerat un tip în vârstă care mai umbla pe acolo pe piață. Dar după aia au descoperit că nu ăla era pacientul zero. Și pacienții pe care i-au documentat chinezii nu prea aveau legătură cu piața aia. Acum, una peste alta, ce au făcut băieții de la Partidul Comunist? Au făcut ce au făcut ce fac toți criminali. Au șters urmele. Adică au făcut piața aia praf. Nu mai e nimic acolo. Și au închis-o. Au dezinfectat-o. Cu mult înainte să ajungă o echipă a OMS-ului pe care au ținut-o și pe aia 6 săptămâni la ușă. Și când au primit-o, n-au lăsat-o în Wuhan. Iar doctorul principalul, doctor american, care, al cărui nume scrie un nume ciudat, principalul doctor american care a fost parte din echipa aia, măcar nu s-a dus în zona caldă în Wuhan, după l-au întrebat în conferința de presă, deci ceva dubios de la culme acolo, dar cam dispărut. A plecat în conferința de presă, a apărut pe la un CNN sau ceva, unde a dat un interviu 1-1 cu... Un interviu așa din ăla, cum se dă pe la televiziune românești, astea de profil, și a dispărut. Țup, nu mai. Ciudat. Și noi am rămas cu ochii în soare, de fapt. Noi nu știm nici până în ziua de azi de unde au apărut oamenii aia. Sunt unele cercetări care spun că pacientul zero ar fi fost o tânără. Care lucra la Institutul de Virologie Wuhan, a cărei urme au fost șterse de acolo și au rămas doar niște conturi de WeChat și niște referințe pe niște pagini de internet de la laboratorul ăla de virusologie. Au rămas în aer, poza ea a fost ștearsă. Femeia aia n-a dispărut, pur și simplu nu mai e nicăieri de găsit. Unele anchete spun că ar fi ajuns la unul dintre crematorile din oraș. O ocazie cu care a infectat pe cineva de acolo, decedată fiind.
Iar omul ăsta care a fost infectat în centrele astea, în crematoriul respectiv, a ajuns la doctorul Lin Veli, care, pe care știe toată lumea, care a murit, cel pe care l-au arestat, l-au eliberat, l-au pus să semneze și până la urmă. A anunțat că a murit, după aia nu, au anunțat că n-a murit și după aia, de fapt, au recunoscut că a murit și acum toată China se închină la doctorul ăla și Partidul Comunist are o problemă, că, de fapt, a călcat pe cap. Ăștia sunt oameni, dar haideți să dăm... Uite, apropo, până să dai un filmuleț, aș vrea să spun că pacientul 0 din, sau pacientul 1, pardon, sau 0, cum vrei să zicem, din Italia, s-a reinfectat. Atât vreau. Bine, se mai întâmplă și de astea. Da. S-a reinfectat și e din nou la medici. Foarte, foarte puține știri sunt noi, din punctul meu de vedere. Deci citesc acelea știri pe care le publicam, citesc eu inclusiv pe Reuters, citesc știri pe care eu le publicam. Și noi le publicam eu că eram venit după Marte și vedeam până The Looking Glass. Nu e vorba de asta, dar am publicase o dată, nu știu de ce le erau așa. O perioadă considerau cu toții că Epoch Times... Nu vorbim de Epoch Times, vorbim de Reuters. Da, vorbim de Reuters. Reuters-ul și multe alte publicații au ajuns să... Asta e părerea mea. Am ajuns la vorba voastră. Eu tot rămân la ideea că Epoch Times a publicat în premieră o mulțime de lucruri pe care la acel moment presa mainstream era la care mainstream a fost reticent ca acum să preia știrile fără să spună, domnule, dar lucrurile astea se știau de o lună, de două, au fost publicate de băieția. Și o spun pentru că eu știu foarte bine că voi aveți oameni în China și ar trebui să-și imagineze cu toții cum e să fiți jurnalist în China. Chiar aș vrea să facă cineva un exercițiu de imaginație și să înțeleagă câte riscuri presupune o corespondență din Wuhan, din Beijing, din de unde o fie. Apropo... De Fang Bing n-a mai auzit nimeni. Omul care avea tupeu să se ducă peste ei în spitale, da, să numere cadavrele din dube. Erau cu dubele la poarta spitalului și s-a dus cu... sau cu telefonul și am început să numele oamenii din cadavrele din dube. Așa cum ridicăm omagii și prețuim jurnaliștii care au îndrăzneala să meargă în zone de război, tot așa de, poate mai mult decât cel din zone de război, ar trebui să îi prețuim pe cei care se aventurează în China, pentru că un glonț când vine spre tine, te nimerește sau nu, e o chestiune de hazard. Dar când ai trecut de granița chineză și chinezii știu că tu ești cu tăriță, acreditat de instituția de presă cu tare și ai venit în China, s-ar putea să nu ai o clipă de liniște. Pentru că jurnaliștii noștri nu sunt în China. Sunt pe noi direct. Nu suntem, voi de la Epoch Times, că sunteți pe lista neagră, dar alții sunt și nu e comod să fii în China, dovadă că, uite, clubul de presă al jurnaliștilor străini din China practic a fost decimat complet. Ultimii expulzați... Au mai rămas Reuters, AFP, au mai rămas. Dar puțin. Au rămas cei care sunt foarte... Am spus, a fost decimat, nu desființat. Eu am participat la o... Eu am fost în China și puțin lumea știe asta, probabil. Am stat o săptămână acolo. Am fost suficient de inteligent să zic, domnule, dar parcă-i vezi pe ăștia din Partidul Comunist că ne-au spionat și știu data și locul unde o să țină protestul și dacă mă duc o zi, două înainte, o să mă ia de noală de la aeroport. Și atunci am încercat să-mi pierd urma. M-am dus cu o săptămână mai devreme. Și oricum, am zis, doamne, mă, și eu pe acolo, mai văd din China ceva, vreau să văd și eu care e treaba pe acolo cu China asta. Și într-adevăr a fost bună, pentru că pe majoritatea celor care au venit în ultimele două zile înainte de protest, i-au luat de la aeroport sau din hotel. Eu am căzut de pe radarul ăla, aveam ceva experiență prin societățile comuniste, spre deosebire de băițile astea care au majoritatea vestici, mai decât un polonez, tot. Scăpătura așa. Ideea e că e foarte complicat acolo. Să reziști acolo e ceva de groaz. Să ai tupeul, să te duci să dai cu bățul, știi? Te duci și dai cu bățul în viesparul de în cuibul de viespi. Cele mai sinistre regimuri ale planetei astea. Da. Și acum, în săptămâna asta în care eu am fost acolo, s-a potrivit că a avut loc un alt protest. Cu vreo două, trei zile înainte de al meu. Și am fost rugat de către un tip pe care îl sunam în fiecare zi să știe ce-i cu mine, de la un telefon public, mă rog.
sunam la oră fixă și spuneam, bă, sunt ok, încă nu m-au luat, încă nu m-au împușcat, sunt pe aici. Și ăla zice, bă, vezi că vin doi tipi, unul din Canada și unul din New York, cu un protest și înainte de protest o să țină o conferință de presă la un hotel mare din centrul Beijingului cu corespondenții de presă străini din Beijing. Eu când am auzit m-am înverzit, zic, bă, ești nebun. Mă duc la conferința aia voastră de presă, dacă sunt corespondenți străini acolo o să fie și partidul și băieții călăi și o să-mi iau bătaia și nici măcar nu ajung să ajung la televizor să vadă lumea despre ce am fost bătut, știi? Adică o să mă bată pe niște holuri de hotel și nu o să știe nimeni nimic de treaba asta. Nu, 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 du-te, du-te, dacă poți. Și m-am dus, până la urmă, mi-a fost genul să-i las pe aia. Și am făcut o conferință de, am asistat la o conferință de presă ținută de acești doi băieți, încă o dată, unul din Toronto, unul din New York. Și lumea era lume de la Reuters, de la toate, na, da, agențiile mari de presă. Presa. Da, toți. Toți știau ce se întâmplă. Toți știau că, da, îi omoară pe aia de la Falun Gong, îi calcă pe cap și fac bucăți și atârnă de grinzi și violează cu perii de WC-ul. Că asta se făcea. Toată lumea știa asta. Dar nu e ca și cum ești corespondent de presă străină în China și nu știi niște grozăvini astea pe care le știa toată lumea. Și ne-au zis, da, mă, o să facem materialul. Adică erau niște oameni super ok. Și ne-au zis, bă, noi facem materialul, dar îl împingem. Și cad într-o gaură neagră a materialelor de unde nu se mai întoarce niciun material niciodată. Că băieții lor sunt peste tot. Băieții chinezilor sunt peste tot în newsroom-uri. Despre asta vorbim. Asta așa că tu când îi dai pe băieții de la WAPO, de la Washington Post afară și de la New York Times, îi dai din cauza că situația a ajuns, grozăvia acestei epidemii a ajuns atât de critică încât nu mai poți să o acoperi. Nu, dar ce-i de ascuns? Că în loc să-i ții că eu asta nu înțeleg. Deci tu pretinzi China că ai eradicat epidemia, că acele cazuri care mai sunt importate din Occident, adică Occidentul te îmbolnăvește. Și toată lumea a luat-o așa. În presa română, nu toată lumea, dar o grămadă de publicații ok. Știi? Nu, problema au luat-o așa. Pe nedigerate și stai și te întrebi, bă, ce aveți în cap? Nu, dar eu întreb așa, doamne China, așa, ca copilul ăla de 5 ani nedumerit, dacă vii așa de bine și ați eradicat tot, de ce dați acum la spartul târgului jurnaliști americani afară din țară? E o întrebare. În loc să-i țineți acolo, să-i purtați peste tot, să-i plimbați, da. Să vadă, să facă poze, să laude China. Nu, asta nu se întâmplă niciodată. Voi îi dați afară, dar, pe de altă parte, inițiați voi o campanie de laudă-mă gură, cam să-ți dau friptură eu pe mine, mă, un PR din acesta agresiv, în care, vai de mine, ce minunată e China, și a ajuns China să dea sfaturi, să trimită ajutoare. Eu sunt, când am auzit că a trimis ajutoare Poloniei, care le-a primit, atenție, că putea să le trimită și Polonia să le refuze. A trimis în Serbia, care le-a cerut, Serbia a cerut ajutoare, a zis, UE nu se mai uită la noi să ne dea China și China am a sărit. Și cu Serbia. Am două poze pe care vreau să vi le prezint. Să termin cu înșiruirea. Deci, okay. În Italia au trimis oameni și materiale. Ei acționează cu devizele în brațe, numai împreună suntem puternici și hai să ne pupăm China cu continentul, hai călău cu victima, poate pun de o căsnicie, așa? Nu, dacă pun de o căsnicie o să decimeze populația cu totul mai în bine. În Spania la fel vor să trimită medici, în Serbia au trimis ajutoare și culmea, acum am înțeles 330 de mii de dolari, echivalentul ajutoarelor primite de Polonia, o sumă ridicolă pentru o țară precum Polonia. Simplu fapt că bați palma cu China în momentul ăsta, mi se pare indezirabil și trebuie să ajungem la românii care cer, la românii noștri care cer, trebuie este să ne foarte pupăm periculos. Cu China. Este, în primul rând, este îngrozitor de imoral. Dar, în al doilea rând, e extraordinar de periculos. Noi am publicat, nu știu de unde să încep, că sunt mai multe subiecte apropo de ce ai aruncat tu aici ascult. În spațiul ăsta. Una la mână, hai să puteți dă băieții din regie. Dați-mi și mie poza cu WHO, cu Organizația Mondială a Sănătății. Ia uite ce zicea pe 14 ianuarie. No. Organizația Mondială a Sănătății, n-am avut, îmi cer scuze, timp să traduc știrea și am zis să o las în engleză pentru cei care vor să o caute, să o găsească. Ce sunt și din ăștia. OMS spune tuturor să nu vă faceți griji pentru că, deoarece China spune că acest coronavirus nu e contagios. 14 ianuarie, nu e contagios. Acum, un coronavirus care nu e contagios, pe vremea când OMS-ul știa deja de două săptămâni că ăștia au o problemă în Wuhan.
Toată aia e o porcărie în care sunt prinși unii împreună cu ceilalți ca într-un game de minciuni și de vie. Înțelegi ce spun? Deci da. Să vii să spui treaba asta. Ăla era șeful sănătății publice a mărâtului ăsta de glob. Ăsta. Tedros. Mm-hmm. Uite-te la el. Da? Cum poți să spui așa ceva? Păi nu am avut și noi niște lideri care au zis că e de cu o epidemie pe care chinezii la vremea respectivă, dar chiar dacă nu știau ce fel de virus e. Și cred că știau pe vremea că este un coronavirus. Izolaseră virusul. Cred că niște laboratoare din Shanghai l-au izolat și au fost și închise a doua zi. Da, pentru... Au încercat certate, să publice. Și certate că au încercat să publice schema. Secvența, că da. Vreau să, au vrut da. Să o publice pe niște, dar l-a publicat, să știe toată lumea, dar nu mai știu dacă ianuarie sau februarie. Nu știu, în sfârșit. Ianuarie, dragule. Și ianuarie. A doua zi, pe un 6 ianuarie sigur, sau ceva ianuarie. În genul ăsta, perfect. Izolaseră din da. Shanghai, foarte interesant amănuntul, foarte interesant. De ce? Pentru că oamenii care conduc Shanghai-ul sunt aceiași oameni care conduc Wuhan. Există niște poli de putere în China care, mă rog, sunt foarte puțin cunoscuți. Ce să mai vorbim? Și după ce au cerut aprobarea de la autorități, dom'le, vrem să uite, să avem secvența, vrem să o publicăm, să-și facă oamenii vaccinul, să, nu știu, cercetători internaționali să știe de treaba asta. N-au primit-o vreo câteva zile la rând și au publicat-o oricum pe niște site-uri open source de epidemiologie și a doua zi au și închis. Scurt. Ăștia sunt oamenii. Ăștia sunt oamenii pe care acum noi venim, ni se spun de către niște agenți de influență. Că aici e toată povestea. Una e presa care mușamalizează și bagă știrea iurea. Și am vorbit un pic înainte de ce bagă știrea iurea. Bagă știrea iurea pentru că dacă nu le dă aiurea, pleacă din China. Îi scot afară, ca pe măsele stricate. Acum, de ce ai vrea totuși ești presă? Cât de mult ajungi? Dar n-ar trebui să punem întrebarea asta, adică noi am putea să o punem, că suntem independenți și tu și eu, rupți în fund și am putea să o punem și oamenilor din presa română. Și colegilor noștri, pentru că nu se poate să nu judeci o știre, să o dai așa, că o iei de bună. Va plezni atât de rău? Vorbesc și ne bate în gură aici, eu cel puțin în orice caz și tu. La emisiune la tine am zis-o de vreo 3 ori știu eu. Am următorul lucru pentru cei care... E o grămadă de audiență de public nou. Îl văd de pe Facebook că e nou. Și atrag atenția încă o dată. Am spus-o la Nicoleta în emisiune. În momentul în care românilor le va veni să scoată staful ambasadei chineze și să-i linșeze în public aici, în fața ambasadei, eu v-aș ruga să nu faceți asta, că nu-i omenește. Și să vă aduceți aminte că oamenii ăștia de fapt au și ei niște ordine. Deci am îndemnat la can. Dar pe vremea când spuneam lucrurile astea, cu 2 ani în urmă, cred, se întâmpla un an jumate, nu era niciun fel de nebunie de genul ăsta, da? Era, veneam și spuneam lucrul ăsta pentru că știam ce se va întâmpla și știam mai mult de atâta. Eram absolut conștient și am rămas cu atât mai mult, cu cât a început să devină evident. Criza asta nu va fi de 2 lei. Asta nu e criza de SARS. Asta nu e criza de SARS care se va răsufla în 3 săptămâni și va lua 800 de vieți sau câte au murit de SARS, mă, că cifra oficială, că aia neoficială e mult mai mare. Criza asta dă jos o economie. O să rămână oameni fără joburi, o să rămână oameni fără companiile la care au lucrat zeci de ani. O să arunci oameni după clădiri, că mai pierzi trilioane de dolari la bursă, te mai și arunci. Și asta toată o să aducă planeta, cu ea, toată o să aducă cu ea o dramă îngrozitoare. Deja... Este țesută pe minciuni și, mai rău, este țesută pe manipulare de presă și pe uitat în celelalte părți. Și aici au contribuit o grămadă de lume, de oameni și de factori, inclusiv presa. Presa aia care pune Batista pe țambal și azmute oamenii aiurea și induce tot felul de lucruri false și vine cu agende... Înțelegi, cea mai mare știre azi era că bulgarul ăla a sărit gardul din nou și a vrut să fugă. Măi, ok, ca știre. Adică o dai pe undeva, nu, pe pagina cea mai mare știre sau... este că nemții și-au mobilizat rezerviștii toți. Da. Deci, prima știre importantă a fost când și-au închis granițele față de cetățenii Uniunii Europene. Da? Nu doar granițele Europei sunt închise. Germania a zis, la noi nu mai intră nimeni. Că e olandez, că e francez, că e român, că e elvețian. Iar acum, ce se întâmplă acolo de sunt chemați rezerviștii toți la datorie?
Eu stau și mă întreb. E varianta oficială, ca să nu sperie lumea foarte clar. Dar nu vreau să sperii, dar trebuie să judece. Lumea a început să vadă că pe sub poșghița aia de știri, adică, mă rog, se deșteaptă din ce în ce mai mulți oameni, că întotdeauna vor fi oameni care, știi, cu tigru în față, se uită la ea și spun că e pisic. Pentru că așa e creierul lor făcut, știi? Alea n-ai ce să-i faci cu oamenii ăștia. Dar sunt o grămadă de oameni care a explodat azi dimineață o poză din Bergamo de aseară cu un șir lung de camioane care cărau sicriele amărăților care au murit în urma nebuniei astea. Și care au o nebunie care putea fi evitată. Există un studiu făcut de american care spune dacă băieții ăștia din China acționau, puteau opri 95% din carnari din suferința care s-a produs. Există un studiu găsit, 95% studiu american, că îl căutați în engleză, că știrea de azi. Da. Acum, ca tu să vii și să te erijezi în salvator, domn, asta este... E de culmea tupeului. Nu e vorba de tupeu. Dar ce e? Nu e vorba de tupeu. Asta e o abjecție fără fund. Știi ce zic? Nu. Asta este indecent, domne. Înțelegi? E ceva de speriat. Asta trebuie, tupeul ăsta. Și să mai spui că ți-am dat noi occidentalii, că de la noi îți vin cazurile, că America ți-a adus virusul. Eu am văzut știrea aia pe Reuters. Adică, bun, o China o dă, dar tu de ce o preiei în halul ăsta? De ce nu-i pui un titlu să lași în coadă de pește? Că tu, de fapt, nici nu știi dacă ei au sau n-au. Să ne aducem aminte. Toată lumea titrează, Italia are mai multe cazuri de victime, da, de oameni decedați, mai multe față, da, a ajuns pe primul loc, China e pe al doilea loc, a depășit China. Mă, nu, cum are că depăși China? Există acel articol care a plezit și el la vremea respectivă, dar vremea respectivă numai unele publicații au scris, că restul nu se băgau pentru că nu vreau să șifoneze credibilitatea. Și și-au șifonat credibilitatea exact prin genul ăsta de lucruri, de fapt. Care spunea, domne, i-au văzut ăia de la Windy din satelit, au observat că din Wuhan era un nor de substanță, de oxid de surf, parcă, sau așa ceva, da, care, de fapt, se degaje numai când arzi carcase, corpuri de animale. Și era imens. Și au făcut cineva un calcul pe net și a ieșit că, domne, ca să vezi bucata aia, să ai concentrația aia, că o măsoară, era o poză pe care au publicat-o toți, dar concentrația era destul de bine determinată. 13.000 de cadavre. Trebuia să arzi să obții norul ăla de oxid de surs sau ce era. 13.000 de cadavre și asta era, nu era, deci, în martie. Presa mainstream se comportă ca și când cifrele date de China și informațiile date de China sunt corecte. Sunt ca și când alea 3.000 și ceva de morți anunțate de China, alea sunt. Pentru și că... acum le-a depășit Italia. Și... Da? Și îi zice, domne bun, își fac și ea PR, încearcă să mintă pentru a scăpa de lațul, care de fapt li se strânge pe gât, indiferent ce. Încă o dată, după criza de SARS, i-au silit, toată lumea a silit să semneze un regulament sanitar internațional. 2005 l-au semnat. Și e nu l-au respectat. E punitiv. Nu l-au respectat nici acum. Da. Păi n-au cum să-l respecte. Problema e că el are, poți să-i incrimine, deci există niște penalități în regulamentul ăla. Bineînțeles că nu o să le plătească, că China întotdeauna se duce și amenință cu tot felul de tâmpenii și toată lumea face pișurică pe dumnealui și zice, da, domnule, China e mare, nu putem, că aoleu, știi? Și prin obrăznicie, prin tupeu și agresivitate și mai ales prin enormul aparat de lobby pe care îl are. Ia să uităm, dar apropo de lobby, să ne uităm un pic la Victor Ponta. Victor Ponta, minunat, a scris niște postări azi, ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Ieri a fost mentorul lui. Eu nu presupun că totdeauna se uită aceiași oameni la noi și le reamintesc tuturor că una dintre căsniciile domnului Victor Ponta a fost încheiată în China, la Beijing. Iubește mult această țară. Și o altă căsnicie a domniei sale a fost încheiată la Budapesta, în Ungaria. Niciuna în România. Asta așa, ca fapt divers, până Adrian găsește ce caută. În cea mai gravă criză, zice domnul Victor Ponta pe Facebook, de la un cont, e contul lui, e verificat. Cea mai gravă criză de după al doilea război mondial. România are un guvern format din sclavi orbi. Sclavi orbi. Slash. Sclavi slash orbi. Nu, fără slash, sclavi orbi, care nu vor să vadă cât contează în aceste momente ajutorul Chinei pentru Italia, Spania, Polonia, Ungaria și Serbia.
care nu sunt interesați de experiența acumulată de China în combaterea coronavirusului și nici de sprijinul material, mă rog, pe care vecinii noștri l-au primit cu recunoștință. A fost, se pare, pe baza unei știri pe care a dat-o știri pe surse. Și domnul Buble? Iosif Buble, care face niște jocuri în perioada asta de... Of, Doamne! Și când faci jocuri așa, atât de, cum să zic, atât de dibace, la un moment dat te face dibăcia pe tine, știi? Că tu faci jocurile sau jocurile? Domnul Buble a cumpărat mai nou curs și pune în circulație niște sondaje cum îi plac PSD-ului, pe gustul PSD-ului. Mm-hmm. Iar soția domniei sale, doamna deputat Diana Tușa, da? Este deputat PSD din partea deputat PSD, dar dumneavoastră a fost înainte în altă parte, dar n-a mai găsit loc la pedeliștii de pe vremuri și a zis: "A, voi sunteți roșii, ce contează? Dar cât timp mă faceți deputat, sunteți buni." Și e bună, e acolo. Ok, hai să lăsăm pe Buble în pace, că Buble e complet nesemnificativ. Deci toate știrile de care a țipat zilele acestea, Vela, Orban Iohannis, provin de la știri pe surse, nu din altă parte. E, ce să zic, e pe un teren alunecos și el, dar nu crede. Că asta e toată treaba cu Flăcăi, nu cred. Una dintre surse era știri pe surse, alta era distinsa doamnă de la Q Magazine, pe care nu vrem să discutăm, nu vrem să intrăm acolo. Bun. Să nu intri. Hai să vorbim, no, că nu mă interesează... Că deja sunt nisipuri mișcătoare. Nu sunt mișcătoare, nu. Sunt... detalii care coboară nivelul jenante, discuției asta. Da, nu da. Sunt nici măcar jenante, dar sunt ale vieții noastre. Escuce așa fur multe și e păcat. Aia, ce zici tu? Așa. Ce se întâmplase? A fost vineri o conferință, o videoconferință cu județele, ca zic așa. Asta e o sintagmă pentru cine e așa mai tine, pentru cine nu știe. Ceaușescu făcuse videoconferința cu județele, îi chema să-i tragă de urechi că de ce nu împușcă manifestanții. China a făcut și ea o videoconferință de asta cu niște țări, 17 plus 1. Erau 16, acum mai unul în plus, nu știu cine. În ce localitate? Nu, păi era videoconferință, aha, deci nu era video. Nicio localitate. Să-i prelucreze, știi? Să-i prelucreze că, uite, China face și drege și măi. Și la noi n-au trimis, erau miniștrii ai sănătății acolo. Să-și împărtășească experiența, așa se spune. Schimb de experiență. Da. Schimb de experiență. Nați-o ție, dă-mi-o mie, v-am dat virus. Noi odată, stai un pic să terminăm povestea asta. Guvernul Orban, acum nu știu dacă să-i pun flori în păr sau ciungă, n-am prins-o încă, trebuia să-l trimită pe Costache acolo. Nu s-a dus Costache. Sau sunt director din minister, nici măcar secretar de stat n-au trimis. A fost un director din minister, a ajuns târziu și nici n-a vorbit nimic. Deci e ca și cum a fost și el acolo, dar avea altă treabă, știi? Mm. Și s-au bășicat ăștia toți. Asta era știrea lui Buble și Ponta supărat pe chestia asta. Până la urmă a ieșit că nici știrea nu era. Nici știrea așa bună cum era nu era adevărat, era cam falsă. Că l-au luat pătătarul și l-au prelucrat pătătarul și a ieșit, știi cum e, o dăm mai tare și o închidem. Dar Ponta rupe. Acești sclavi orbi ajungi să ne conducă în momente cumplit de grele pentru România. Au o singură preocupare acum. Cum să facă achiziții fără număr și fără limită de sumă. Bla, 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 bla. Pot să fure liniștiți. Acum guvernul PNL în funcție cu bla, 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 bla. Cât e de absurd. Ăsta e omul care... Deci oricare guvern ar fi acum trebuie să facă achiziții. Ăsta e omul pe care l-au dat jos, pe care l-au dat jos Bucureștiul după... Colectiv. După colectiv. Unde tot așa spunea că avem de toate și nu aveam nimic. Ăsta e om. Unde Arafat atunci se bătea cu cărămida în piept și cu bănicioiul. Vai, da, avem tot ce ne trebuie și câți morți am avut. S-a luat de dacă câțu. Era mai mare clubul, mă rog, mai fost mulți. Acolo, n-am fost aici pe fază, că era Loredana Diacu, exact cu microfonul în sincronul ăla. Îl făcea bucăți pe Câțu că fugise, că a fugit, că e un laș, că știi, că și-a dat demisia înainte să-l aleagă. Că a fugit, că ar trebui împușcat. Asta, cum ar trebui împușcat? Adică, bun, e puțin extrem, dar cea mai bună întrebare a momentului respectiv și am ratat-o ca un prost și bineînțeles că de la antenele de casă n-a întrebat nimeni. Mă, dar tu n-ai fugit de Victoria Nuland în Africa de Sud, unde te-ai dus la Mandela, nu știu unde te-ai dus. Totdeauna. A fugit departe, adică totdeauna fugești. Africa, te uiți pe hartă, vorba lui străinul, ea e pe hartă, e mică, așa, dar zbor până ea vreo 10 ore cu avion. S-a dus la prietenul 15. Lui Zaharescu. Înțelegi? A fugit de Victoria Nuland. Bun, altă discuție.
Și Victoria Nuland. Da, da, și doamna Dăncilă, de fapt, nu, da, prin vocea doamnei Dăncilă, domnii Costin Mihalache și probabil, cu siguranță, domnul celălalt... Ica Florea. Ica Florea. Băi, de mare viitor în sensul că... Au spus, ce faci, dragă, dormi, croșetezi și noi aici rămânem fără chinezi. Ieși și tu în față, zi cum ai fi făcut tu un milion de lucruri bune, zi cum ai fi chemat tu China să rezolve problema în România. Ofensivă de PR pe toate părțile. Adică... știi, Ana Birceală a avut, mi-a plăcut astăzi, Ana Birceală a avut o luare de poziție și a pus-o la punct pe doamna Dăncilă, spunând, ia uite cine vorbește. În locul tău aș avea mai mult bun simț, ceva de genul ăsta, nu am spus ad literam. Oricum, tot partidul, Partidul Social Democrat, își permite, să, cum să spun, să vorbească despre ceea ce n-a făcut. Ei n-au lăsat stocuri de materiale, ei n-au făcut spitalele alea care erau numai pe hârtiuță, știm cu toții, da? Erau la spitale pe hârtiuță de neplictiseam. Regionale și în toate felurile, metropolitan și unde spitalele? Ei sunt de vină, dar Olguța Vasilescu. Ăștia trei de acum sunt vinovați. Aude ce zice. Știm cu toții condițiile din spitale. Da, extraordinar. Dacă ne ia puterele, știe Olguțo. Olguță, dragă Olguță. Vine și zice, știm cu toții. Haideți, nu e momentul. Știi cum ziceau pe vremuri comuniștii când ziceai, nu mai e lapte, nu mai e carne, nu mai e nici hârtie igienică, firația e dracu cu... Și veneau și ziceau, domne, haideți, domne, că nu e momentul acum pentru aceste atitudini, știi? Problema noastră e următoarea. Am auzit o alocuțiune foarte corectă a domnului Dan Lungaciu, care spune așa, de fapt asistăm la un război cu trei fețe. A fost întâi fața biologică, în care China, chipurile, măcar oficial s-a făcut că a eradicat, că noi nu știm ce se întâmplă în China, nu mai ies în informație de acolo, bate vântul în China. Totul tăiat, respectiv internet, filmele, informațiile, postările care veneau din China nu mai vin, că nu se mai poate, s-a tăiat mijlocul de comunicație și atunci ei pot să spună că în China e lapte și miere. N-avem de unde știi, că nu vedem și n-auzim. Așa, a doua fază a acestui război este cea cu care ne întâlnim acum, spunea domnul Dan Dungaciu, operațiunea de PR prin care China se dă drept cumva consultanta, sfătuitoarea, ajutătoarea, cea care tot ce știe ne dă și nouă că trebuie să ajute Occidentul să supraviețuiască. Miram aș să cred și eu nu pot să cred că vreodată China va fi bine intenționată față de guvernele occidentale sau de cel al Statelor Unite. Și totul e că știind că Occidentul nu cade așa de ușor în plasă, cu excepția țărilor aflate în situația dată, respectiv Italia și Spania, văd că tentează țările care fac parte din grupul de la Visegrad. Europa de Est Centrală asta. Da, Europa Centrală și de Est, Visegradul, la care se mai adaugă și Serbia cu o bucată de Bulgarie și nu știu ce. Lucrurile stau îngrijorător, pentru că de fapt e un cap de pod pe care și-l fac în Europa. Am totdeauna încercat. Știi, au măgăria aia de proiect numit 16+1, de colaborare, tra-la-la, bun. Între colaborare au stat de vorbă E foarte ciudată că e guvernamental sau la nivel de parlamentare, partid. Că, bun, acum vorbești de parlament în privința Chinei, ca și mai vorbi de cai verzi pe pereți, că au de parcă ar uita oamenii că acolo e un partid unic. Eu am avut la un moment dat curiozitatea să merg după ei prin țară. Când au venit, cred că era Dragnea, era prin 2000. Dragnea Ponta, 2016 parcă. Și am luat un băiat, un cameraman, și zic, băi, hai mă să vedem ce fac ăștia pe acolo. Ne-am dus după ei în Ialomița. Erau penibili. Veneau și strângeau pe toată protipendada PSD. Nu era nimeni decât de la PSD. Deci era și PSD-ul semna. Semnau deputați PSD, Ialomița, da? Semnau scrisori de intenție de investiții în agricultura românească. Eu mă luam cu mâinile de cap, pe de o parte, gândindu-mă că o să vină chinezii și să facă totul praf pe aici. Și pe de altă parte mă bucuram că mă gândeam că oricum scrisorile alea sunt așa un fel de... Na, nu foloseau la nimic. Niște delegații de alea mamut, știi, cu autobuze de 150 de persoane. Da, și cu protocoalele acelea semnate. Da, protocoale care se... Au rămas protocoale. Protocoale semnate de Ponta, au rămas protocoale. Protocoale semnate de Dăncilă, tot așa au rămas. De Tudose, de Grindan, toți au semnat protocoale. Acum și Adrian Năstase. La ce ar fi bune?
Păi că s-a terminat hârtia igienică. A, da. Că putem da, face nu ceva e hârtie cu igienică și nu? Da, putem. Și-s bune. Corect. Deci ideea este că unde sunt investițiile acelea mari din China despre care se băteau cu cărămida în piept? Zi mersi. Zic mersi, dar nu, eu judec cum a judecat ei. Bănuiesc că am fi arătat ca Italia. Nu, eu vreau să le spun votanților de PSD următorul lucru. Vă bucurați când vă spunea PSD-ul că vai de mine va curge lapte și miere și se va umple gaura de la covrig din cauza de China, care vai ce va face pentru România. N-a făcut nimic. Că n-a făcut nimic și ne bucurăm noi, asta e altă mâncare de pește. Dar pentru voi care ați crezut în palavr balivernele PSD, iată că e cazul să vă deșteptați. Că acum, de la marele nostru prieten chinez, vine urgia. Că nu se poate numi altfel. Că va trece partea, stai că la noi încă e plină epidemie, dar va trece partea de epidemie și va începe nenorocirea pe economie, care a deja început și va continua. Nu, aici eu cred că greșești. Și au zis-o doi oameni, da. Au zis-o mai mulți, dar doi în ultima perioadă, în ultima săptămână, să zic. Unul fiind Sebastian Kurz, care a zis-o într-o conversație cu Ursula von der Leyen de la Comisia Europeană. Și al doilea raport de genul ăsta este din Statele Unite, care zice așa: cineva a pus mâna pe o, n-am apucat să citesc decât titlul înainte să intru în emisiune, administrația americană se pregătește pentru 18 luni de pandemie. Au. Și încerc să traduc, lipsuri critice de materiale. Hai să o punem așa, e traducere motorului. În Statele Unite, da. Care are de toate? Da. Un plan de 100 de pagini care este marcat pentru uz oficial exclusiv, nu pentru distribuire publică sau publicare. Ok? Îl găsiți. A, că nu vrea cineva să îl găsească, oricum o să-l publicăm și noi în seara asta, că e foarte interesant. Și mai e un lucru care mă cam pune pe gânduri și nu vreau să vă sperii, ci ideea nu e să sperii lumea, ideea e să informezi lumea. Deci până, știi, am ajuns să considerăm că, dă-i domne, pune-i sacul minte-mă în cap. Minte-mă frumos. Știi? Da, spune-mi, adorme-mi simțurile. Asta a ajuns să fie, asta a ajuns să fie cerința oamenilor care îi văd comentând pe Facebook, nu prea mă mai uit la spune-mi comentarii. Ce aud, ce vreau să aud. Spune, da, să fie bine, nu? Da, deci, da. Cum e, băi, ai un accent rău, critic, cum îți scade audiența? Îmi pare rău, dar uite, trebuie să-ți dau niște știri proaste. Ți le dau sau închid? Corect. Și e lume, oricât de bizar ne-ar părea, e lume care zice, nu, mai bine lasă-mă, nu-mi spune, lasă. Eu nu vreau să știu. Păi nu vrei să știi, mă, prietene, dar dă peste tine, că stai pe linia de tren. Vezi că vine acceleratul, ca în poezia cu păsărele alea, în pomi. Să n-ajungi și tu. În sfârșit, a doua știre care mă îngrijorează este că Trump a dat drumul la tot felul de terapii și de teste de... Păi asta e disperare. Exact, aia. Asta arată. E povestea aia cu cloricina, da. Sau nu știu ce drăcie, care e un medicament foarte ieftin și la îndemână și de la începutul, da. Pandemiei se vorbea despre și ea cătă că aia n-a oprit atâția italieni să moară. 3.000 e o speculație, luați-o ca speculație, dar mie miroase a frică treaba aia. Miroase a frică, miroase a frică cu miroase frica, știi? Frica aia miroase într-un fel. Asta e țeava. N-avem ce să facem. Mănescu Irinel la noi pe blog, nu pot să nu spun ce zice, nu credeam niciodată că și moartea va fi made in China. Ba, aici e o problemă. N-are cum, moartea n-are cum să nu fie made in China. Știți de ce? Și ăsta e într-un motivele fundamentale pentru care am ținut ochiul toți anii ăștia și au fost mulți ani. Obsesiv pe China. Deci, începusem și eu să mă întreb dacă nu cumva m-am înțăcănit. Dar când stăteam așa frumos, mă duceam pe munte Smăta și îmi puneam mâinile sub cap printr-o pădure sau o pași, mă gândeam că n-are de unde să vină din altă parte. Bun, Noua Romă, da, New York sau da. Washington, care sunt corupți până la măduvă și sunt, deci, s-au vândut pe ei înșiși și pe noi împreună cu ei. Bun, dar erau corupți, știi? Adică în afară de faptul că, ok, cu China e altfel. Pentru că noi am publicat azi un material care e scris de
Deschide bordul editorial de la Epoch Times, ediția în engleză. Cred că e, mă rog, e făcut împreună cu ediția în chineză, pentru că la noi prima ediție care s-a inventat a fost aia în chineză. Și multă vreme știm din sursele pe care le avem că trăgeau cu ochiul și aveau informări zilnice despre ce au mai scris ăștia, ca zic așa, chinezii din exil, că ăștia sunt, da, la Epoch Times. Că Epoch Times e în Statele Unite, la început nu știa nimeni de el. Dar publicația chinezilor din exil, pentru cine una nu înțelege. Una din ele. Una dintre cele mai mari. E cea mai mare din America de Nord, dacă le acceptăm pe cel din Hong Kong și Taiwan. E probabil cea mai mare. Și o să ajungă și mai mare, pentru că face treabă bună. Și a doua ediție e cea americană, da. Bun, restul suntem sateliți. Noi în România avem o ediție măricică, aș spune că chiar în primele... Da, nu vrem să ne lăudăm. Ok, materialul e foarte interesant, îl găsesc la secțiunea opinii. Are un titlu destul de stupid, am vrut să-l schimb și n-am reușit. E o poză cu un dragon roșu, ne găsim și titlul dacă e vorba acum. V-aș sugera celor care chiar vreți să înțelegeți mai bine de ce batem câmpii atâta despre acești băieți. Se cheamă virusul care a cauzat pandemia, trebuie să primească un nume adecvat. Și este vorba de bătălia asta care se poartă de ceva timp. Tot băiatul ăla de la Organizația Mondială a Sănătății, care a venit cu un nume așa whitewashed, spălăcit așa, din care responsabilitatea Chinei este complet, e complet spălată. V-aș sugera să citiți de până la sfârșit. Unele dintre lucrurile de acolo poate că vă sunt familiare dacă ne-ați urmărit de-a lungul acestor două luni. Sunt convins că, după părerea mea, are și niște avertizmente apropo de niște lucruri, așa mai pe la sfârșit. E merită citit, adică, o lectură de un sfert de oră, nu cred că... Foarte interesant asta. Și am mai primit pe adresa redacției, cineva spunea, și nu era singurul, domne, știi că ieri n-am avut internet și asta, da. Site-ul căzut până când am ieșit noi din emisiune și un pic după. I-au dat drumul pe la 10:30 băieții de la RDS, pe care căra nu le mulțumesc, pentru că a făcut o treabă proastă. Da, bun. Și primesc pe adresa reacției o chestie. Era ceva îngrijorat că ne-au tăiat site-ul și că și noi de fapt nu vrem... Și că noi nu vrem să spunem, de fapt. Nu, vrem să spunem. Eu o să spun adevărul. Dacă intră peste noi, o să spun. Dar e foarte complicat să intri peste noi. Pentru că, una la mână, nu publicăm știri false. Nu publicăm știri false. Okay. Mai luăm câte una care pare... Este unul dintre cele mai echilibrate site-uri din România. Adică mai ai scăpări, mai ales la cald. Cum să spun? Deci nu au motive foarte mari. Și al doilea lucru este că... El zicea, domne, dacă vă închid ăștia, mă duc să mă ascund în munți. Și am zis, mă, băiatule, dacă ne închid pe noi... Aveți o problemă. Nu știu dacă ai unde să te mai ascunzi, pentru că suntem presa americană, până la urmă, deși nu suntem... critic foarte des America pe aici, pe la mine și în emisiune și la tine și spun lucruri pe care alții nu îndrăznesc să le spună, le mormăie sau spun tâmpenii și lucruri punctuale. Pentru că, cum e și cazul Chinei, nu cred că, cred că poporul american e una și conducătorii nu sunt neapărat tot aia. Păi așa cum chinezi... România și Ceaușescu erau lucruri separate. Așa cum Partidul Comunist Român și românii, noi care sufeream de foame și de frig, da? Și femeile care trebuiau să-și facă chiuretaj și cine știe pe unde, eram altceva. Ai putut spune că e același lucru, dar nu e același lucru. Așa cum noi, poporul ăsta și Dăncilă, care se ducea la Bruxelles și zicea că ea e poporul, nu ești, bă, poporul. Nu ești poporul, nu reprezinti nici măcar o ceată de porci, nu reprezinti. Ok? Dăm videle. Eu aș vrea să spun că sunt oameni care îi scuză cumva și pe chinezi, spunând fără munca lor, ce am face noi milioanele de trântori, nu mai umbră? Păi noi suntem milioane de trântori pentru că am fost aduși în starea să fim milioane de trântori. De ce se duc România? Am spus-o, dă-mă, am plictisit. De ce se duc în românii? De pleacă în Europa și, bun, că sunt și de ăștia care fură și fac porcării pe acolo, evident. Dar mulți dintre ei sunt ok și muncesc și sunt apreciați. Bă, dar ei când se urcă în autobuz și se dau jos în partea altă, sunt tot ăia. Deci aici tu, altă dacă... discuție, că zilele astea se țipă pe diaspora,
asimilându-se doar cu romii care filmați cu obstinație că au venit la granițe. Mă, sunt și de aia și de aia, hai să nu mai generalizăm. Da, nu, de aia, e îngrozitor de urât pentru și de, cum să, de jignitor pentru românii care chiar fac cinste României dincolo. Nu poți să spui că toți sunt niște romi și votanți ai opoziției. Și da, și sunt și romi care sunt ok, sunt și romi care nu sunt ok. Pentru că asta e statistica și dacă ne apucăm să... Aud că l-au băgat pe ăsta, pe domnul... De la Antena 3, domnul Badea l-au... Domnul Badea, Mircea Badea. L-au cam chemat... El, Mircea Badea el însuși, cum ar spune el. L-au chemat la ordine, așa. Hm? Cum? A? Ce face? Auzi, știi de câte ori a instigat el? Am înțeles că se spune că a instigat la 10 august să se meargă cu mașinile pentru dosarul 10 august. Da, nu știu, nu prea mă uit la emisiunea. Nu, nu, acum am citit recent. Că pentru asta. Nu, nici eu nu mă uit la emisiunea lui, dar fac revista presei și foarte des apar referiri referințe la faptul că iar a mai înjurat pe cineva, iar a instigat ca cutăriță să fie, numai ce a înjurat zilele astea diaspora, ce a fost la gura lui, nu vrei să știi. Dar această citare la parchet, că el spune că ar fi un dosar, e pe 10 august, pe instigare la violență la 10 august, când ar fi zis să... că mulți din cei care trec cu mașina prin piață ar trebui să intre cu mașina în protestatare. Asta era ideea. Da? Și era, nu, era o invitație la lacrimă, de fapt, și de drept. Ce foarte spunea frumos el. Pentru că atât timp cât folosești o instituție de presă și audiența pe care o ai ca să faci astfel de lucruri, nu poți să te aștepți la clemență. Totuși, sunt 2 ani aproape. Aproape 2 ani de la 10 august, da? Suntem în martie. Și până acum nu a întrebat nimeni nimic. A trebuit să ajungem acum la starea asta de urgență, ca să-și amintească cineva că Mircea Badea instigă. La bătaie, domnul, la scripat în ochi, am mai zis-o la aruncat cu pietre, la... La tine în emisiune, că noi, de fapt, și a început să fie evident, pentru multe, noi văd comentarii pe Facebook directe, fără niciun fel de pelea, este evident că suntem în pragul unei transformări, cum nu a mai fost de ceva timp. Și eu nu m-aș gândi la... Dar nu numai România. Nu vorbim de România. Pe întreg globa. Nu are nicio legătură cu România. E ceva care e fundament. Vine din adâncurile, ca zic, din străfundurile părții nevăzute, ca să zic așa. Mm-hmm. Știi? Lumea zice că mă dau rotund pe aici. Nu știu ce să fac. Că dacă vorbesc în termenii pe care vorbește toată lumea la orice televiziune din România, dacă aș face treaba n-are asta, rost. Nu m-aș mai scula din pață. Nu, tocmai, adică ar trebui să-l vadă pe Prelipceanu, pe Tudor Mușa, de ce să mai ne străduim să vorbim? În general, aș vrea să subliniez un pic, nu vorbesc despre mine. Eu sunt doar omul cu plicul, cu tava. Și nici nu vorbim uzual ceea ce vorbesc ceilalți. Era o doamnă care se chema, o butadă de tanții cu tava. Era o piesă pe vremuri. Eu sunt cam așa, cu tava. Și zic, vă place mesajul ăsta? Bine, nu vă place? Ăsta e mesajul. Altul n-am. Și mesajul, de exemplu, apropo de trădători ăștia de neam, ăsta Ponta, care face măgările astea și ne umflă China, ne bagă în ochi, ăsta a semnat 600 de miliarde, de milioane, de, cred că erau de euro. Da, la Cai Munai Gaz. La Cai Munai Gaz, înainte să-l absoarbă chinezii, 2 exact. Săptămâni înainte. Așa, și știa că o să-l absoarbă. Dintr-o bucățică. Avea informații că sunt negocieri. Ei, și i-a iertat de datorie pe cei de la Cai Munai Gaz. Acum eu aș zice așa, domne, ce mă supără pe mine foarte tare, că bun, poți să zici, domne, ăsta Adrian vine, nu știu ce face Sturza, bă, ce vorbește ăsta, habar, nu știu, bă, blângă-ne ceva la televizor. Nu știm cine e, că nu înțelege nimeni de unde am apărut și ce-i cu mine, da, ok, nu știți. E clar că m-am născut în România, că vorbesc românește și puteți să căutați până diplomele alea pe la, că le găsiți. Și, bun, nu știi cine e, nu știi, dar înțelegi ce vrea, înțelegi că vorbele pe care le spune sunt pentru binele poporului ăsta. Pe care l-avem tot, pe noi, ăștia. Și sunt pentru... Și am avertizat de multe ori. Ții minte când i-a rugat pe băieții de la PSD să-și facă... Știi? Mea culpa. Să-și facă... Nu, mea culpa, nu. Că nu mă interesează mea culpa. Să pună frumos pe hârtie. Nu, să pună... Să dea extemporal. Da, da, să spună. Asta e mea culpa aia de care vorbeam eu. Să dea cu subsemnatul. Da. Mult. Să se autodenunțe. Exact. Asta e termenul. Și ai râs de mine și toată lumea din redacție a râs, s-a dat cu picioarele în sus. A zis, bă, tu o să te creadă ea prost, mă, nebun. Bă, nu știu ce mă cred, dar eu le-am zis.
Știi că asta e o treabă. Acum, eu și cred pe băieții din redacție săraci, pentru că ei să-i vezi de Dragnea, ei pe terenul tu. Păi ți-l și închipui pe Dragnea, da? Luând un pix în mână și spunând am fost un idiot, am furat Andres, am făcut, am îți dai seama făcut ce? Trafic de influență. Da, ok. Hai să, cu Bibi am vrut să vând România la fondul de dezvoltare și așa mai departe. Da, de vedem pe de altă parte că pe străzile din Europa umblă dracu, umblă moartea în fundul gol, da? Și toată lumea stă în casă, da? Adică te-ai gândit că o fi venit momentul, știi? Stai că duminică vine și ninsoarea, înapoi. Stai bine, la, că ninsoarea n-a început, mi-e și cu schiule. Și atunci vin înapoi la povestea asta și zic. Îți dai, și râde, știi? Adică, zice, domne, ăștia pe sedici, dacă te-au râd de tine, mă, ca după scaune și după mese. E furtul, e o stare de a fi. Și zice, mă, te faci de râs, mă, îmi spun ăștia, te faci de râs cu asta, de unde, mă, că nu te crede nimeni. Și eu le zic întotdeauna, mă, asta e tot farmecul, că nu mă crede nimeni, înțelegi? Dar eu le spun. Și când se trage bara... Dragă, nimeni nu-i profet în țara lui. Bă, când se trage bara, vedem cine râde. Și mai e o zicere, nu doar asta. Pentru aia că eu... Aia din Ecleziast nu e nimic nou sub soare. Pentru că eu, și nu vreau să da... Eu nu înghit pe ăștia trădătorii de-a mea. Bă, dar cine înghite? Și ca sara în ochi. Știi de ce? Pentru ți că... se pare că înghit vreun trădător? Și știi de ce nu înghit? Pentru că pentru mine neamul nu suntem noi ăștia care acum suntem bine și unii au bani, alții n-au bani, luați-ne mă bani, băgați-ne mâna în buzunar. Nu e vorba de asta. Ăștia noi pe care îi vedem noi pe stradă și ne zicem că suntem români și aia care stau vin cu avionul sau cu mașina sau cu ce vine în România, ei de fapt sunt produsul a mii de generații de mame care au născut, au fost violate de hoardele alea tătare și ruși după război, care au făcut foamea până în România. Înțelegi? Uh-huh. Că au avut grijă de pruncilor. Anumite generații de bărbați care s-au chinuit să bată cu lupii și cu tătarii, să le dea la băieții aia și la femeile alea ceva să mănânce. Înțelegi ce spun? Este o cantitate enormă de suferință. Și nu e vorba numai de România. Toată lumea a trecut prin mizeriile astea. De copii morți la naștere, de femei care au murit și care, înțelegi? Deci alea este o sumă întreagă de suferințe în spatele fiecărui om pe care vedem noi azi pe stradă. Să nu mai vorbim de ale noastre personale, că nici noi, bun, nu ne mai merg pruncii la naștere și nu mai vin tătarii să ne ia gâtul, dar oricum viața asta are o cantitate de suferință în ea. Și în momentul în care, știi, și ai zice, bun, așa a ieșit, așa se combină unii cu alții, vine primăvara, se iubesc și ies copii. Nu e niciodată așa. Oamenii întotdeauna au avut sentimente, au avut credință, plus că societatea a funcționat pe bază de morală creștină. Motorul acestei societăți pe care a fost sacrificiul făcut de Mântuitor pe cruce, cum zic creștinii. Da? Vorbind de, deci e un motor care zic așa e divin acolo. Da? Și motorul ăla divin, împreună cu suferințele care s-au tras, eu cred că au avut un scop ca noi să fim acum aici. Dacă scopul ăla era conștientizat de oamenii care treceau prin suferința sau nu, e altă discuție. Dar cumva la scară, ca zic așa, metafizică, istorică, ăștia suntem. Tu când îți trădezi neamul, trădezi toată nebunia care s-a întâmplat. Știi? În DNA-ul fiecăruia dintre noi există vicile și virtuțile înaintașilor noștri. Și ale noastre, evident. Știi? Puțină lume știe că toți vorbim de DNA-ul ăsta, mă rog, virusul ăsta e pe bază de altceva, da. DNA-ul ăla se modifică. Se modifică după lucrurile grele și bune pe care le face, se modifică după partenerii pe care am avut sexual la femei. Sunt o grămadă de lucruri pe care lumea nu le știe. Se modifică după traumele pe care le-am avut, psihologice mai ales. Deci, în momentul istoria nu e atât de simplă. În momentul în care tu judeci un om, în momentul în care tu trădezi un om, trădezi pe toată lumea, de la începutul istoriei până aici. În momentul în care, știi ce vreau să zic? Am înțeles. În momentul în care toate alegerile pe care le-au făcut înaintașii tăi te-au făcut ca, sau au făcut ca tu să ajungi să-ți vinzi țara din pix ca să te îmbogățești, să-ți faci vile și conturi, până și offshore, și ai ajuns o gaură neagră și o jivină pentru poporul ăsta, e o chestie gravă. Și din punctul ăsta de vedere, nu prea îmi place de băieții ăștia care fac lucrurile astea, îmi place de ei cum îmi place de sarea în ochi. Dar cu toate acestea, îmi fac un punct de onoare, că ăsta este, ca zic așa,
legământul pe care îl fac eu cu mine, să, știi, să nu conteze toată treaba asta. Și ca să o leg de puțin, că mi se pare destul de importantă discuția asta pentru noi toți. Știi, este scris pe undeva zilele astea că toate greșelile pe care le-au făcut oamenii și înaintașilor nu vor fi puse, nu vor fi contorizate în momentul ăsta. Uh-huh. Știi? Cu alte cuvinte, dacă mă întrebați pe mine, apropo de, aș vrea să-i răspund acestui băiat care sunt convins că se uită la emisiune și care m-a contactat pe Facebook, nu e foarte ușor să oprești viitorul ăsta care vine, pentru că viitorul, știi, toată lumea trebuie să aibă un viitor și el nu poate fi oprit. Dacă ar putea fi oprit viitorul meu, care încerc să spun lucrurile astea, s-ar putea să fie oprit și viitorul multor altor oameni, știi? Și asta nu e permis, indiferent ce sau cine încearcă să facă asta. E o chestie scrisă și o chestie destul de măreață. Cu alte cuvinte, alegerile proaste pe care le-am făcut, indiferent dacă ne numim Dragnea sau, nu știu, vreun un om deosebit din România, nu-mi vine nimic, nu știu, să zic, Pata Pievici. A cărui okay, zi a fost ieri, la mulți ani, Horia Roman, Pata Pievici. Păcatele sau, știi, lipsa lor nu vor fi contorizate în momentul în care o ființă e pusă în față cu alegeri care îi determină viitorul. Asta cred că aș vrea să spun. Și viitorul ăsta întotdeauna nu vine cu hârzobul, vine prin cineva. Întotdeauna. Ori sună poștașul, ori sună ANAF-ul, știi, viitorul vine prin niște oameni care sunt și ei pe acolo, conștienți, mijloace, sau, instrumente. Sau, în cazul meu, oarecum conștient, în alte cazuri, poate inconștienți. Care sunt instrumente într-o măsură mai mare sau mai mică? Ale Domnului. Ale istoriei. Că și... dacă zici Domnul, o să sară marxiști în cap, ceea ce e o specie sară. Să-mi sară. O specie destul de există Dumnezeu, să-mi sară marxiștii. Și virusul e dar, un instrument știi, al lui Dumnezeu. Nu poți să oprești viitorul să ajungă la oameni, pentru că așa stă scris. Da. Și când cerul îți promite lucruri, e bine să nu te bași foarte tare, pentru că, după părerea mea, ajungi pasă de mici în secunda 2, ceea ce cred că vom vedea cu acest partid. Adică eu mi-aș dori, de exemplu, ca toată lumea să treacă pe partea dreaptă a istoriei, nu pe partea dreaptă a străzii, care, culmea, are și soare pe partea aia. Auzi, știi? Și spune să cineva fie... că zice în engleză DNA în loc de ADN și nu știu toți ce este ADN, asta. ADN, îmi cer scuze. Adică să înțeleagă că e vorba de ADN. Nu vreau să fac dar când eram în Canada, mai mult îmi veneau cuvinte românești și vorbeam engleză prost. Acum când am venit în România, vin cuvinte engleze și vorbesc română prost. Chiar asta prietena noastră comună, Mariana Bechir, ne spune. Așa. Adică se gândește că unii nu înțeleg ce rost are ADN-ul ăsta. Da. DNA-ul, pardon. DNA-ul. N-are niciun rost. E ADN. E băgată dintr-o greșeală de-a mea. Cam asta aș vrea eu să spun și din punctul ăsta de vedere nu cred că ar trebui să vă fie sau să ne fie frică. Viitorul vine la fiecare dintre noi. Întrebarea este dacă noi îl primim sau nu. Dacă îl acceptăm, dacă înțelegem dacă viitorul ăla, modul în care asta vine. Că iarăși mă iau de Madonna asta, că chiar mă și enervează zilele astea, a zis-o foarte clar. Nu toată lumea care este aici va reuși să ajungă în viitor. Asta zice ea. La Eurovision, care a fost transmis în nu știu câte țări, pe nu știu câte canale. Da, din adică ce tupeu a putut fata aia, babilonianca aia, ce tupeu a putut să aibă să spună așa ceva pe ecranele tuturor oamenilor care se uitau la Eurovision în momentul ăla, ceva de speriat. Și cum a fost lăsată? Asta e. Cum ați lăsat-o, mă, băieți? Voi n-a știut ce spune fata aia acolo? Hmm? Sau a știut și ați dat-o fâsâită așa cumva? Sau nu știu, cum a fost? Eu doar încerc să spun că ceea ce spun eu acum este foarte, rezonează destul de asemănător cu ce spune ea, care de fapt e, din punctul meu de vedere, aparține de, ca zic așa, partea adversă. Dar nu e atât de adversă după cât se vede, știi, partea că vorbim același lucru. În momentul în care vorbind de lucruri fundamentale, de exemplu viață și moarte, că despre asta bat câmpii, cred. Vezi că lucrurile nu mai sunt atât de diferite. Mesajul e cam... Și mesajul era, de fapt, dur, dar adevărat. Nu era mincinos, cum ne mint ăștia, știi? Că minciuna este temelia de... Unul din fundamentele universului ăsta se pare că este o chestie numită adevăr.
Eu nu vreau să închei pentru că mai un minut, fără să spunem nenorocirea din Italia, restul de statistici le știți, dar ce m-a îngrijorat pe mine astăzi, n-am văzut în statisticile de aici, dar am primit o informare de a unei prietene care stă în Italia și care are surse în Ministerul de Extern italian. Probabil că zilele acestea, dacă vă uitați pe presa italiană, deja găsiți, dar la noi încă nu se comentează. Astăzi, numărul total al copiilor pozitivi s-a ajuns la 300 copii, că până acum era o legendă clară că copiii nici măcar nu se îmbolnăvesc, nu că nu au forme asimptomatice. 300 de copii infectați mă fac să mă întreb ce mutație a suferit virusul încât să prindă la copii cu așa repeziciune. Și aș încheia ducându-mă la faza a treia pe care probabil că o să discutăm mâine al Dungaciu, după ce trec firtiriserile astea de economice și de PR, va începe războiul pe viață și pe moarte între două grupări, cea socialistă și cea capitalistă, sau cea comunistă și cea capitalistă. Dar, de fapt, ele sunt în creștare pe viață și pe moarte între bine și rău, dacă vreți să înțelegeți asta. Și ca să învingă binele, trebuie să contribuim. Așa zic. Nu. Nu? Nu sunt de acord cu ce spui aici. Ești? Nu. Ca să învingă binele, nu trebuie să facă nimeni nimic, în principiu. Nici că... să dansăm pe străzi, să stăm liniștiți. Eu cred că toată construcția, știi că ăștia din loje vorbesc de marele arhitect, da. O chestie, da, cineva, sau ceva care a construit toată treaba asta. Da, și cred că e un pic de adevăr acolo, dacă nu o tonă. Bun, dar că vrei să-i spui marele arhitect sau că vrei să-i spui Tao sau că vrei să-i spui altfel, e probabil mai puțin important pentru discuția asta. Dar, pentru mine, unul din, sau o altă cărămida a universului e binele. Știu că am rămas fără timp, dar basically nu-mi pasă. Binele, știi? Acum, dacă binele e fundamentul acestui univers, înseamnă că rău e ceva mai mic. Știi? E o chestie care cumva vine... Da, știu că există intergenerarea aia dintre bine și rău. Bun, ok, e o grămadă de lucruri de discutat aici. În principiu, noi putem să stăm cu burta la soare și să nu facem nimic. Da, putem. Pentru că dacă binele te-a creat pe tine și existența asta e garantată de acest lucru, de bine, ai putea să stai cu mâinile încrucișate și să te uiți la meci când războiul se duce între ceva bun, între viață și moarte. Tu ce faci? Stai și te uiți la meciul ăsta și eventual faci pariuri sau te distrezi? Tu care ești un produs al acestei creații, poți să faci asta? Ai dreptul să respiri de două ori? Da. Dacă nu vrei să te implici? Eu cred că n-ai. Știi? Adică, nu, bine, ăsta n-are nevoie să facem noi nimic, dar noi avem nevoie să facem ceva pentru el. Cred. Așa cred că... Cam am asta înțeles e relația nuanța. Din... El n-are nevoie de ceea ce facem noi, dar noi ne dăm proba și chiar a devotamentului față de un părinte, făcând ceva pentru el, asta e. A vrut să spună Adrian Struza și chiar dacă am depășit timpul, a fost prețios ce a spus, a fost o nuanță la care ar trebui să reflectați. Noi ne revedem mâine, în ultima zi a săptămânii, a fost o săptămână frumoasă, suntem aici, nu dezertăm. Precum copiii în campania, totul va fi bine, poate mâine vă arăt și niște poze. Copiii care sunt acasă desenează și pun pe geamuri fotografii și spun totul va fi bine. Sperăm că totul va fi bine. Dar hai să aducem și noi un omagiu binelui. Numai bine.